volcano that is a continent killer, and it blows every 600,000 to 800,000 years, and everyone dies. Like, the whole country dies. Dacă ești unul dintre cei care sunt pasionați de geografie, dintre cei care sunt pasionați de geologie, este imposibil să nu fi auzit de celebrul vulcan din Parcul Natural Yellowstone. Iar acesta este catalogat de oameni de știință cel mai periculos vulcan din acest moment din lume. Acest vulcan e atât de periculos încât are propria sa clasă, fiind intitulat un supervulcan. Iar dacă acest vulcan erupe, prieteni, omenirea va intra într-o mică eră glaciară. Despre toate acestea vom vorbi în episodul de astăzi. Vă salut, dragi prieteni, fiți bineveniți pe canalul Adevăruri Secrete, locul în care vă voi prezenta documentare, știri, teorii incredibile, adevăruri care ți-au fost ascunse poate până acum. Iar dacă vrei să fii la curent cu toate aceste lucruri și de secretizări ce le pregătim în viitor chiar aici pe canalul Adevăruri Secrete pentru voi, nu uitați să apăsați, bineînțeles total gratuit, butonul acela roșu de subscribe sau abonează-te și clopoțelul din dreapta lui. Însă să trecem la mica era glaciară care ne așteaptă. Pentru că nu uitați, prieteni, mica era glaciară din secolul 14-19 a fost cauzată de erupții vulcanice masive, care au aruncat în aer nori uriași de particule de sulfați în straturile superioare ale atmosferei. Și aceste mici particule de aerosol, prieteni, sunt renumite pentru proprietatea lor de a reflecta razele solare. Ei bine, savanții ne spun că asta s-ar întâmpla și dacă erupe vulcanul Yellowstone, acest supervulcan. Pentru specialiști, pe parcursul mai multor ani, vulcanul Yellowstone a fost un mare mister și nimeni nu poate estima exact ce impact ar putea o astfel de erupție la această scară. Dar și mai rău, multor oameni nu prea le pasă de asta și s-au obișnuit să se uite la Netflix în fiecare zi, crezând că lumea va continua să fie așa cum o cunosc ei până acum. Însă sunt și oameni cărora le pasă și s-au făcut mai multe scenarii, printre care unul este făcut de binecunoscutul și popularul podcaster și comediant Joe Rogan, într-un episod recent al podcastului său intitulat The Joe Rogan Experience. Iar acesta a adus mai multă lumină despre cât de rău ar putea să fie dacă acest vulcan va erupe din nou. Și credeți-mă, lucrurile pe care le spune sunt foarte îngrijorătoare și vă vor face să vă mai gândiți de câteva ori dacă este important sau nu acest subiect. Însă înainte să vedem ce ne spune Joe Rogan și să vedem un pic context despre acest vulcan. Vulcanul Yellowstone este numit științific Yellowstone Caldera și este un super vulcan localizat în America, în Parcul Național Yellowstone, pe care probabil că mulți dintre voi îl cunoașteți pentru celebrii bizoni. Pentru aceia dintre voi care nu știți exact de la ce vine numele Caldera, ei bine, Caldera este de fapt un crater care s-a format în urma erupțiilor vulcanice. Asta înseamnă că în trecut, în Yellowstone au mai existat și vor mai exista viitoare erupții. Chiar dacă parcul Yellowstone este unul dintre cele mai populare parcuri din lume, este și unul dintre cele mai periculoase. Yellowstone Caldera, prieteni, se află deasupra uneia dintre cele mai fierbinți locuri de pe planetă. Iar în Yellowstone au fost 3 erupții în ultimele 3 milioane de ani. Și dintre aceste 3 erupții, ultima a avut loc acum 631.000 de ani. Deci, având în vedere că au fost deja 3 erupții, următoarea ar putea să aibă loc în curând. Iar aceasta va fi devastatoare pentru omenire. Și să nu uităm, oameni buni, că dincolo de Netflix, omenirea ca specie este foarte vulnerabilă la o serie de posibile, atenție, repet, posibile evenimente apocaliptice, care vor urma în următorii ani. Și haideți să vedem un pic ce spune Joe Rogan în podcastul său. Also, I've talked to enough people that are like really, they're really educated in the history of ancient cultures and ancient civilizations, and the evidence of natural disasters wiping people out and people having to start from scratch. It seems like we're a part of like this giant never-ending cycle of getting knocked back into the Stone Age and then rebuilding to a new version of complex society. I think we're on a version of that now, but I think there's been many versions of that. Yep. And I think that that's also on the table. It'd be a lot easier for us to bounce back than someone 2,000 years ago with our technology and our ability to... No? No.
No, not at all. Not at all. Because when it hits, first of all, very few people survive and everything goes to shit. There's no electricity, no generators work, there's no one pumping oil, no one knows how to make a generator, no one knows how to make a cell phone, so all that technology is lost. Așadar, ce ar putea fi cu adevărat atât de rău încât să adreseze o amenințare atât de mare apocaliptică la adresa omenirii? Ei bine, prieteni, conform lui Joe Rogan și a mai multor specialiști, supervulcanii sunt printre cele mai mari amenințări ale speciei umane, dar și pentru întreaga noastră planetă. Așadar, ar putea vulcanul din Yellowstone, acest supervulcan, să distrugă rasa umană? Să ne uităm însă un pic și la termenul de supervulcan, care probabil te-ai gândit că ar trebui să însemne un vulcan care este foarte, foarte mare. Și ca să vă dau și mai mult context, unul dintre cei mai populari fizicieni din lume, Neil deGrasse Tyson, a făcut lumină asupra acestui subiect, el invitând o cunoscută vulcanolog, care a vorbit despre clasificarea supervulcanilor. Yellowstone is in the news anytime someone wants to think apocalyptically. So, and we've all been told, and we've all heard it's a supervolcano. What is a supervolcano? Supervolcano is basically a name that was made up for a volcano that has, at some point in the past, produced the largest style of eruption. Okay, so when you say a big eruption, do you speak of volume of ash that comes out, or so what's a typical volume for a supervolcano to be called a supervolcano? So for these super eruptions, we have this Volcano Explosivity Index, VEI. So it goes from 1, or there is smaller as well, but for this, 1 to 8. 8 is this super eruption. 1 to 8, of Yellowstone being 8 and Walk in the Park being 1, where is 2020? So a VEI 8, or these super eruptions, are you're looking at a volume of magma erupting that's around 1,000 cubic kilometers. So cubic, a lot of rock coming out of the ground. Cubic kilometers. So 1,000, if you take a cube root, you get how big a cube would be on the side. So 10 kilometers on a side. So for the American audience, if you've heard of 10K runs, that's about 6 miles. So imagine a cube 6 miles across, deep and high, and that's how much lava came out. That's crazy. Yeah. Pe lângă toate aceste lucruri, supervulcanii, pe lângă lavă și cenușă, mai aruncă foarte multe materiale care sunt foarte periculoase. E probabil că atunci când vă gândiți la o erupție, vedeți doar lava care va înghiți tot ce este în jurul ei. Însă, oameni buni, dacă vulcanul Yellowstone va erupe, lava va fi nu va fi de departe singurul efect care l-ar provoca acest eveniment devastator pentru omenire. Și probabil că lava care va ieși din vulcanul Yellowstone nu este primul lucru de care ar trebui să vă faceți griji. De ce? Pentru că oamenii de știință spun că nu prea mai există multă lavă în acest vulcan. Însă cenușa și pietrele care le va răspândi acest vulcan în aer, care s-ar putea propaga pe toată suprafața Pământului cu ajutorul vânturilor foarte repede, îi fac pe oamenii de știință să spună că efectul unui astfel de eveniment ar fi atât de nebunesc încât ar putea duce la dispariția tuturor oamenilor din Statele Unite ale Americii, dar în același timp și din Canada. Prieteni, dacă o persoană va respira acest aer încărcat cu cenușă, se va forma un fel de ciment. O structură care este asemănătoare, să spunem mai degrabă, cu cea a cimentului, ceea ce până la urmă îi va sufoca. De asemenea, particulele de cenușă vor afecta rețelele de curent electric, astfel încât întreaga America va rămâne pe întuneric. Și dacă crezi că această erupție, pentru că stai în Europa, nu te va afecta, mai gândește-te un pic. Pentru că la scală globală, datorită acestei cenușe care va ajunge pe cer, temperatura globală va avea o scădere bruscă. Iar potrivit oamenilor de știință, particulele de cenușă care vor opri lumina soarelui pe Pământ ar putea duce la scăderea temperaturii globale cu până la 10 grade Celsius. Iar acest efect, oameni buni, ar putea dura până la aproape la un deceniu. Asta a fost pentru astăzi. Spuneți-mi părerea voastră. Ce credeți este îngrijorător ce ne spun specialiștii despre acești supervulcani și cum credeți voi că ar trebui să ne protejăm? Vă mulțumesc că ați urmărit acest videoclip până la sfârșit, nu uitați să-i dați un like dacă v-a plăcut, desigur, și de asemenea să apăsați pe butonul roșu de subscribe și pe clopoțelul din dreapta pentru a viziona și alte materiale asemănătoare cu acesta. Până data viitoare, vă doresc o seară foarte interesantă și vizionați și alte materiale și documentare care vă vor pune pe gânduri cu siguranță, doar aici, pe canalul vostru, pe canalul Adevăruri Secrete.